Singurul lac vulcanic din țara noastră se află în pericol. Calitatea apei din lacul Sfânta Ana s-a schimbat de la o vreme și nu în bine. Din cauza numărului mare de alge și a unor specii de pești, apa cristalină, de altă dată, este acum verzuie, lucru care afectează vizibil ecosistemul. Lacului Sfânta Ana din județul Harghita se afla în condiții foarte bune în urmă cu 10 ani de zile. Acum a căpătat o culoare verde care trădează schimbările periculoase prin care trece. Oferă o priveliște minunată, dar din păcate de la o vreme încoace activitatea intensivă a omului pe malul lacului a început să cauzeze probleme. Până de curând în apa cristalină a lacului nu erau pești, ci doar crustacee, care curățau apa și o păstrau limpede. Acum, din cauza carașului auriu și a algelor, ecosistemul s-a degradat. Peștii aceștia în decursul anilor s-au înmulțit peste măsură, iar efectul acestei înmulțiri a cauzat proliferarea algelor. Singura posibilitate de a îmbunătăți calitatea apei este eliminarea sau ținerea sub control a populației prezente. Turiștii însă profită de orice ocazie să se bucure de frumusețea lacului. Toată zona e ceva ce mie mi se pare pur și simplu un loc sfânt. Administratorii încearcă să limiteze cât mai mult posibil adausul de materiale organice și de poluanți, astfel încât algele să nu se poată înmulți în continuare.